ocazia sărbătorilor de iarnă, cu, și cu restricții care sunt, ne-am gândit echipa administrativ-teritorială, împreună cu domnul viceprimar, să venim în ajutorul copiilor, cu un mic cadou, cu, în primul rând, noi ne gândim la copii. Având și eu, având copii, am zis că să-i ajutăm și pe ei. De Moș Crăciun, fiind pandemie, n-am putut să facem alte activități și ocazia asta ne-am gândit să le luăm câteva dulciuri, o cărticică, să nu uităm că trebuie să-și învețe, să mai și coloreze. Și cu ocazia asta vreau să le urez la mulți ani, sănătate. Sperăm că la anul să fie altfel, să ieșim din starea asta de pandemie și să fie un an mai prosper. Și copiii să revină la școală. La mulți ani!